Accidentul s-a petrecut pe drumul național 72 la Dragodana, în județul Dâmbovița. Totul ar fi plecat de la o tânără șoferiță care ar fi ieșit din coloană pentru a depăși, însă nu s-ar fi asigurat corespunzător și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar din sensul opus. Din impact, cele două mașini au mai lovit încă două autoturisme. În total, în evenimentul rutier au fost implicate 4 autovehicule. 2 persoane au fost rănite ușor și au primit îngrijiri la fața locului de la cadrele medicale. Polițiștii au deschis în cauză un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac cercetări în continuare pentru a stabili cauza producerii accidentului.